Bună dimineața tuturor! Bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de către Admiral Markets în data de 2 octombrie 2017. Sunt Pavel Bistriceanu și astăzi voi fi gazda acestui webinar matinal. Începem în primul rând cu prezentarea avertismentului de risc, care este obligatorie și vom continua ulterior cu partea de evoluție a pieței și o ușoară retrospectivă a tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna precedentă și cam ce ar putea să ne aștepte în săptămâna aceasta. Prin urmare, și acest webinar, ca toate celelalte, are un caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun instrument, deoarece orice opinie exprimată este părerea subiectivă a moderatorului și nu poate fi considerată punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Totodată, tranzacționarea instrumentelor Forex și a contractelor pentru diferență ar putea să implice un nivel mai ridicat de risc, fiind tranzacționare sub efectul de levier, care poate amplifica atât câștigurile, dar și pierderile. Vă rugăm să rețineți acest lucru și să evaluați fiecare poziție în funcție de money management și în funcție de capitalul pe care îl aveți în contul de tranzacționare. Suntem la începutul unei noi luni și a unui nou trimestru, ultimul din acest an, și de obicei ultimul trimestru din an este caracterizat de o volatilitate ceva mai ridicată. Această perioadă coincide cu o perioadă destul de aglomerată în ceea ce privește datele economice și datele financiare, am putea să spunem, pentru că instituțiile financiare, băncile, marii jucători din piață, fondurile de investiții și așa mai departe vor încerca în aceste trei luni să facă ceea ce și-au propus, însă nu au reușit pe parcursul primelor trei trimestre, iar asta poate aduce un plus de volatilitate și o influență ceva mai evidentă asupra piețelor financiare. Privind retrospectiv, luna septembrie a fost o lună destul de bună pentru dolarul american, care a câștigat destul de mult teren în fața monedelor contrapartide, cu mici excepții. Cea mai bună evoluție a dolarului american a fost împotriva ienului japonez, unde am avut o apreciere de aproximativ 2%, poate puțin mai mult dacă luăm în considerare ultimele zile din luna septembrie, o evoluție destul de pozitivă și în fața monedelor comodități sau a francului elvețian, unde de asemenea am avut apreciere de peste 1%, 1,2%, dar și în raport cu moneda unică europeană. Dolarul a înregistrat o lună destul de bună. Nu discutăm deocamdată despre o schimbare de sentiment, însă dacă ne uităm pe graficul indicelui dolarului, observăm că acesta a evadat din canalul descendent în ultimele sesiuni de tranzacționare și pare să fie un breakout care ar putea să deschidă calea spre nivelurile corective pe acest swing descendent care a început la finalul anului trecut, undeva în luna decembrie. Și vedem că următorul nivel de rezistență este 93.85, 95, 75 și așa mai departe. Prin urmare, am avut o evoluție destul de bună a dolarului american. Aș pune asta pe seama faptului că Fed-ul a încercat să țină evoluția dolarului sub control și mai puțin pe datele economice care în ultima perioadă au fost mixte. Mixte întrucât am observat că inflația nu a ajuns la nivelul pe care Fed și l-ar fi dorit pentru finalul anului. Am observat o oarecare stagnare în ceea ce privește sectorul de retail sau costurile bunurilor cu durată îndelungată săptămâna trecută și alte date pe care Fed-ul le monitorizează îndeaproape. Cu toate acestea,
Fedul continuă să fie ușor hawkish, ușor orientat spre renormalizarea politicii monetare și face asta chiar dacă datele economice nu sunt poate în cea mai bună fază. În măsura în care luna septembrie se apropia de final, am observat o oarecare stagnare dacă ne uităm în evoluția euro-dolarului și vedem o zonă foarte, foarte importantă de suport, zona 1.17, 1.17.20, care funcționează ca o zonă de suport, cel puțin deocamdată am putea să spunem imbatabilă, însă și aici am avut un breakout la nivelul liniei de trend ascendent, la nivelul liniei de suport a trendului ascendent și practic putem să spunem că ne aflăm într-o fază corectivă, o fază în care dolarul încă reușește să își păstreze prim planul în raport cu moneda unică europeană. Cam la ce am putea să ne așteptăm în următorul trimestru din partea dolarului american? Știm deja că Fedul intenționează să mai facă încă o mișcare în ceea ce privește rata dobânzii, cel mai probabil la ședința din decembrie. Observăm în același timp că momentumul de care a dat dovadă în sesiunile precedente, dolarul a cam stagnat sau s-a cam epuizat, întrucât cred că piețele au început să includă în preț, de fapt, și statisticile o spun că Fedul sau posibilitatea ca Fed să ridice dobânda în luna decembrie, pe data de 13 decembrie, este de 81,7%, ceea ce înseamnă că în mare parte o asemenea mișcare ar fi inclusă în preț și cred că o eventuală lipsă a unei ridicări de dobândă ar crea mai multe surprize în piață sau ar pune presiune asupra dolarului american. Tendința altor instituții financiare este de asemenea una care ar urma să capteze atenția investitorilor în acest trimestru și în special în această lună. Pe de o parte, am observat și în tonul lui Mario Draghi o oarecare încercare de a clarifica, dacă vreți, poziția BCE-ului și cu ghilimelele de rigoare, dacă putem să spunem, avem promisiunea unei decizii în ceea ce privește politica monetară în luna octombrie, adică așteptăm din partea BCE-ului să spună ce va face cu programul de relaxare cantitativă. Pe de altă parte, am văzut și o poziție foarte hawkish din partea Băncii Angliei, care de asemenea intenționează să ridice dobânda de referință, chiar dacă au spus că este one time only, adică pentru o singură dată, și ușor ușor observăm din partea altor bănci sau instituții centrale că adoptă o poziție neutră spre hawkish dintr-o poziție dovish. Săptămâna aceasta este o săptămână extrem de importantă pentru că este săptămâna NFP-ului, este săptămâna în care aproape toată atenția piețelor se îndreaptă spre piața muncii din Statele Unite. Și acolo putem să spunem că așteptările sunt destul de mici, doar 75.000 de locuri de muncă create în luna precedentă. Acestea sunt așteptările analiștilor, a economiștilor, ceea ce înseamnă o valoare extrem de scăzută. Dacă ne uităm retrospectiv sau în spate, cred că ar fi cea mai slabă creștere din ultima jumătate de an. Ceea ce mă face oarecum să cred că, coroborat cu ceea ce am spus mai devreme, adică așteptările ca Fed să ridice dobânda fiind incluse în preț, dacă nu avem surprize din partea pieței muncii, adică o creștere peste nivelul așteptărilor și cu datele economice mixte din ultima perioadă, plus faptul că planul fiscal, mai bine spus, al lui Trump
are toate șansele să nu treacă de congres, așa cum discutam și la webinariile de săptămâna trecută împreună cu colegul nostru Liviu Moldovan, atunci perspectivele pentru dolar aș putea să spun că sunt ușor neutre din punct de vedere fundamental. Atât în raport cu moneda unică europeană, unde așteptările sunt uriașe, așa cum am spus și puțin mai devreme, însă și în raport cu lira sterlină sau cu monedele emergente, de exemplu, ronul, pesosul mexican și așa mai departe. Adică există o puternică încărcătură fundamentală, însă o mare parte din mișcările pe care Fed-ul le va face sau o mare parte din ceea ce se așteaptă piața să facă Fed-ul este deja inclus în preț. Deși, din punct de vedere tehnic, în momentul de față avem o evoluție corectivă, așa cum spuneam și puțin mai devreme, o tendință, o ușoară tendință de apreciere a dolarului american în raport cu toate monedele. Trecem puțin și discutăm despre zona euro și despre ceea ce ar putea să se întâmple în acest trimestru sau ce ar putea să, cu ce ar putea să vină nou BCE-ul, pentru că aici se acumulează sau se cumulează toate așteptările pieței vis-a-vis de evoluția monedei unice europene și vis-a-vis de evoluția piețelor europene. În același timp, DAX, FTSE, indicii bursieri și așa mai departe. Cum spuneam, așteptările sunt destul de mari pentru o decizie a Băncii Centrale Europene în această lună. De altfel, avem și promisiunea, dacă putem să-i spunem așa, lui Mario Draghi de la discursurile precedente că în luna octombrie BCE-ul va clarifica situația programului de quantitative easing. Din punct de vedere fundamental, perspectivele pentru moneda unică europeană sunt pozitive. Aș putea să spun că sunt foarte pozitive în condițiile în care ultimele rapoarte indică că inflația este pe un trend ascendent, consumul, sectorul de retail sunt în creștere și, bineînțeles, și BCE-ul se va simți într-o oarecare măsură constrâns să vină cu mișcări noi, dacă acest lucru se va concretiza și pe parcursul lunii octombrie sau până la ședința de politică monetară. Un alt atu, aș spune eu, pentru moneda unică europeană este și faptul că zona euro nu este atât de implicată în partea geopolitică, iar riscurile de natură politică, și aici mă refer la toate speculațiile care au avut loc post alegerile din Germania, au început să se risipească. Practic, nu mai avem riscuri politice și nici geopolitice. Aici aș spune că nu am avut nici când, spre deosebire de Statele Unite, care este în plin conflict cu Coreea de Nord și deja știm că asta ar putea să dăuneze în mod direct dolarului pe măsură ce lucrurile ar putea să ia amploare în zona din Asia, în jurul acestui aspect al Coreei de Nord. Tehnic vorbind, euro-dolarul, așa cum am spus, a găsit un suport destul de important în zona 1.17, 1.17.20, cel puțin pentru moment pare să fie o zonă de suport destul de puternică, însă, având în vedere că datele pentru zona euro sunt puține, aș putea să spun nesemnificative pentru această săptămână, aș păstra perspectivele pentru euro-dolar undeva neutre. În condițiile în care, sau în măsura în care datele din Statele Unite vor influența dolarul, vor stimula dolarul sau vor pune presiune pe dolar, am putea să vedem o evoluție în jurul acestui range, am putea să spunem, pe care l-am văzut și înainte de maximul 1.2560, practic o evoluție laterală peste zona 1.1720, dar mai jos de zona 1.1850. Adică o evoluție în continuare laterală. Dacă datele de pe
din piața muncii din Statele Unite vor fi bune, nu exclud o retestare a zonei de suport, poate cine știe, chiar o străpungere, dar având în vedere că venim după acea perioadă în care calamitățile și-au pus accentul și toate așteptările din partea economiștilor sunt ca acele calamități din Statele Unite să-și pună amprenta asupra economiei, sincer, mă aștept la date în continuare mixte pentru dolarul american. Spre deosebire de USD Yen, unde putem să spunem că deja a avut loc un breakout din acest canal descendent, însă aici statutul dolarului vis-a-vis de yen este puțin diferit decât cel al dolarului vis-a-vis de euro. Avem un yen care reacționează doar la factorii de natură geopolitică, adică atunci când investitorii decid să apese butonul de risk off și să se orienteze spre aur și yen, acele momente în care tensiunile geopolitice cresc. În schimb, avem un guvern în Japonia și o politică a bojului, a băncii Japoniei, care favorizează întru totul deprecierea yenului. Aici este posibil să vedem o evoluție a prețului în această săptămână, în măsura în care datele sunt bune pe Statele Unite sau sunt peste așteptări, o evoluție spre zona de rezistență 1.1450. După acest breakout, după această stabilizare a prețului peste media mobilă de 200 de perioade. Mergem la GBP/USD, unde de asemenea ne aflăm într-o evoluție corectivă. Spuneam despre lira sterlină că a intrat în centrul atenției investitorilor tocmai prin prisma comentariilor lui Mark Carney, acum aproximativ o lună, când spunea că Banca Angliei este pregătită și va crește dobânda în viitorul apropiat. Datele de săptămâna aceasta, puținele date de altfel, care vor avea în centrul atenției rapoartele PMI, sectorul serviciilor și sectorul imobiliar, dacă vor fi peste așteptări sau dacă vor fi bune, ar putea să stopeze această fază corectivă a lirei și cine știe să găsească suport GBP/USD-ul în zona 1.3320, adică în zona 38.2, dacă luăm în considerare nivelurile corective Fibonacci și, cine știe, să vedem o reluare a tendinței ascendente. Tendința ascendentă care, pe termen lung privind, am observat o stopare evidentă a acestei tendințe, tocmai prin prisma faptului că prețul a respins această zonă de rezistență a trendului descendent și avem practic două sesiuni săptămânale consecutive de scădere și este posibil ca dacă datele din Marea Britanie, în contrast cu eventuale date pozitive pe Statele Unite, dacă își vor face apariția, atunci e posibil să vedem o continuare a acestei faze corective sau o respingere evidentă a acestei zone de rezistență. Cred că factorul fundamental în această săptămână va contribui mult mai mult la stabilirea de noi trenduri intermediare decât factorul tehnic. Este o săptămână în care, așa cum spuneam, piața muncii din Statele Unite va fi sau va capta toată atenția investitorilor, însă până în ziua de vineri mai sunt și alte date care ar putea să creeze volatilitate pe alte monede, monede precum AUD-ul, de exemplu, unde de asemenea venim după o evoluție clar descendentă a dolarului australian în raport cu dolarul american, mai bine de 1,2% în ultima perioadă, adică în ultimele săptămâni, una, două, trei săptămâni consecutive de scădere pentru moneda australiană, care de asemenea a respins o zonă foarte, foarte importantă de rezistență, 0,81, zona acestui maxim precedent. De aici, bineînțeles, avem o apropiere evidentă de o zonă de confluență ceva mai veche, zona acestui range pe care îl vedem pe weekly, respectiv zona 0.7780, 0.78.
în linii mari. Aici, pe Australia, avem ședință de politică monetară în această săptămână. Așteptările sunt minime de la această ședință de politică monetară, mai ales dacă privim în spate, am remarcat o constantă evoluție descendentă a dolarului australian în preajma acestor evenimente fundamentale, în preajma ședințelor de politică monetară, pentru că guvernatorul Liui era obișnuit oarecum să facă remarci doviș cu privire la perspectivele politicii monetare până în septembrie, până la ședința din septembrie, când a spus că, citez, ratele negative ar putea influența în mod, sau ratele scăzute, nu negative, ratele scăzute, rectific, ar putea dăuna destul de mult sectorului imobiliar. Sector imobiliar care are o influență sau o importanță extrem de mare în evoluția economiei din Australia. De fapt, Banca Australiei pune un accent în mod deosebit pe piața imobiliară și cum evoluează lucrurile acolo, pentru că, așa cum am discutat de mai multe ori în trecut, acolo se consideră de către foarte mulți economiști, analiști la nivel global, că există o bulă imobiliară. Și atunci este normal ca instituția centrală să acorde o importanță extrem de mare acestui aspect, tocmai pentru a nu oferi pretextele de a influența într-un mod decisiv dolarul australian. Arunc în același timp și o privire pe partea de întrebări. Dacă referendumul din Spania nu are nici o influență, ați observat, de fapt am discutat la webinarul de vineri împreună cu Liviu această posibilitate, se pare că influența a venit în mod direct și a fost una evidentă, adică presiune asupra monedei unice europene, și despre asta urma să discut în finalul acestei sesiuni de astăzi. Faptul că euro a deschis sesiunea de astăzi descendent, negativ, tocmai prin prisma faptului că lucrurile au luat amploare în Catalunia, după cele ce au fost și arhimediatizate, aș spune eu, în presa din România, faptul că au existat confruntări de stradă acolo, au existat o tendință evidentă a guvernului de la Madrid să stopeze acest referendum pentru independență, pe care l-au declarat de altfel și ilegal. Probabil marea majoritate dintre dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Fapt care, dacă va lua amploare sau va fi foarte, foarte mediatizat în presa internațională, ar putea contribui la o eventuală depreciere a monedei unice europene în această săptămână. Cert este că pun această deschidere negativă pentru moneda unică europeană de astăzi întru totul pe seama celor întâmplate în Spania pe parcursul weekendului. Mergem la DAX, la sugestia dumneavoastră, și observăm că DAX-ul tinde spre maximele precedente, ușor sub nivelul maxim din luna iunie, de la începutul lunii iunie. Maximul zilei de astăzi este la nivelul 12.911, am avut un maxim aici, la nivelul 12.954, există toate șansele ca acest maxim să fie depășit în sesiunea din sesiunile de săptămâna aceasta, practic să vedem DAX-ul la noi maxime istorice. Trendul este unul evident ascendent, momentumul este unul extrem de puternic, întrucât vedem lumânări cu un corp foarte mare, lumânări ascendente, și practic avem de-a face cu un trend aproape vertical, mai mult decât oblic. Prin urmare, și perspectivele pentru DAX pentru moment rămân pozitive, cu mențiunea că avem o zonă destul de importantă de rezistență peste 12.950, respectiv 13.000 de puncte, unde este și un nivel de rezistență psihologic pe lângă un nivel tehnic.
Mergem puțin și pe aur, tot la sugestia dumneavoastră, aurul care continuă evoluția descendentă sub nivelul de 1290 de dolari pe uncie, 1294, dacă ar fi să luăm linia pe care eu am trasat-o, și practic ne reîntoarcem în același range pe care l-am văzut o bună perioadă de timp. Evoluția aurului este întru totul corelată invers cu evoluția dolarului și atâta timp cât factorii de natură politică nu stimulează investitorii să se orienteze către active safe haven sau active de refugiu, cred că aurul și perspectivele acestuia rămân în continuare descendente. Cred că am parcurs o mare parte din întrebări. Au mai apărut între timp altele, mai avem 3 minute. Mergem pe euroien, la solicitarea dumneavoastră, euroienul care rămâne în continuare constructiv, chiar după o săptămână în care euro nu a performat foarte, foarte bine. Aș pune această evoluție pozitivă a euroienului din săptămâna trecută, ușor pozitivă, dacă putem să spunem, strict pe seama slăbiciunii ienului, care atâta timp, cum spuneam mai devreme, atâta timp cât nu există factori geopolitici care să atragă investitorii spre active de refugiu, cred că rămâne în continuare pozitivă. De fapt, și structura tehnică a graficului este una evident ascendentă, adică minime și maxime în creștere. Având în vedere că datele din Europa sunt aproape absente în această săptămână, pe de altă parte și datele din Asia și respectiv pe Japonia au fost oarecum asimilate de piață sau de către investitori, aș păstra outlook-ul sau perspectivele pentru euroien deocamdată neutre, poate cu o ușoară tendință ascendentă. Însă nu aș considera euroien ca fiind principalul setup sau un setup care s-ar situa printre cele mai atractive în această săptămână. Acestea fiind spuse, am ajuns și la finalul webinarului de astăzi, un webinar în care am discutat mai mult din punct de vedere macro și vom dezvolta aspectele pe care le-am punctat în această dimineață la webinarul de după amiază, webinarul săptămânal împreună cu Liviu Moldovan, începând cu orele 16:30. Vă reamintesc, am mutat ora acestui webinar pentru a coincide cu deschiderea piețelor din Statele Unite și pentru a-l poziționa la o oră puțin mai accesibilă și pentru dumneavoastră. Așteptăm feedback-ul în acest sens, dacă este bine, dacă este mai puțin bine și cu siguranță vom adapta lucrurile la cerințele noastre. Până la următorul webinar, vă doresc succes în tranzacționare, o săptămână excelentă și dacă sunt aspecte pe care doriți să le discutăm, nu ezitați să ne contactați. O săptămână excelentă. La revedere!